deși suntem în anul 2024, mai multe străzi din comuna Ghilad sunt neasfaltate. Locuitorii se plâng că nu mai pot trăi așa și așteaptă asfaltul mult promis. Ce să vă zic, dezastru. Eu ca eu, da, bicicliștii. Mare mulțumire. Sunt străzi care îi băișă mare. Ați fost pe străzi așa? Cum circulați? Aici, pe dreapta. Nu ieșiți cu mașină. Nu ăla la nu. Spuneți că nu se poate circula cu mașina. Păi încercați numai. Dacă puteți să treceți pe strada Island. Și ați încercat să vorbiți cu domnul primar, să-i spune. Păi noi nu spunem ce să spun. Eu sunt pensionar și... Na. Și dacă sunteți pensionar, nu aveți nevoie de o stradă asfaltată? Dom'le, ce să vă spun? Dacă lor este bun, așa e bun și pentru mine. Că eu nu circul în fiecare zi. Care circulă, ei ar trebui să spună. Unele străzi din comuna Ghilad sunt aproape impracticabile, spun locuitorii care încă au ghinionul de a trăi în anul 2024 pe străzi parcă desprinse din evul mediu. Cu speranța aproape stinsă de tot, oamenii totuși se întreabă. De ce nu-l asfaltează? Păi de ce nu-l asfaltează? Păi de ce? Care sunt întrebările? Nu știu. Nu știu. Nu știu, care sunt treburile. După aceea s-a stagnat, lumea se modernizează, avansează. La noi nu s-a mai întâmplat acest fenomen. Care e motivul? Nu știu. Chiar nu știu. Nepăsare, neputință, ce credeți? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Însă vă doare. Păi mă doare, da. Ia uitați-vă numai așa la cum arată. Mai mulți locuitori ai comunei Ghilad spun că în loc să evolueze, localitatea lor a regresat. De ani de zile, spun aceștia, nu văd nicio schimbare în bine. Sătui până peste cap, unii cetățeni vor o schimbare. Urât, foarte slab, suntem în urmă cu totul. Asta e, n-avem ce să facem. Așteptăm cu noile alegeri, cine iese primar, să fie capabil să ia din urmă ce n-a făcut. Am încercat să vorbim cu primarul comunei Ghilad, Cornel Guran, pentru a-l întreba de această problemă din localitatea pe care o cârmuiește. Din păcate, nu a fost de găsit în primărie și nici nu ne-a răspuns la telefon, nici până la momentul redactării acestui material.